Concursul interjudețean de matematică și fizică Laurențiu Panaitopol s-a bucurat și în acest an de succes în rândul elevilor pasionați de cele două discipline. Cea de-a șasea ediție a competiției a avut loc sâmbătă la școala gimnazială numărul 4 Mihai Eminescu și a reunit aproape 300 de elevi din județele Giurgiu, Teleorman și municipiul București, din clasele a 3-a până la a 12-a. Subiectele sunt realizate în concordanță cu programa de concursuri și olimpiade școlare, deci au un grad de dificultate peste medie și chiar câteodată un pic mai mult. Se promovează gazeta matematică și elevii care vor să obțină rezultate deosebite sunt cititori fideli și rezolvitori ai problemelor din gazetă. La concurs a fost consemnată și prezența profesorului Maria Elena Panaitopol, președintele concursului și soția distinsului profesor Laurențiu Panaitopol. Faptul că se ține acest concurs înseamnă foarte mult, nu numai pentru mine, dar și pentru toți cei care iubesc matematica. De altfel, există și un concurs național Laurențiu Panaitopol, la care participă copii din toată țara, și există și un premiu de excelență, Laurențiu Panaitopol, pe care îl dau eu liderului generației de clasa a 12-a la Olimpiada Națională. Pentru a rezolva problemele de matematică și fizică, elevii claselor a 3-a, a 4-a și a 5-a au avut la dispoziție 2 ore, iar colegii lor mai mari 3 ore. Comisia de evaluare, formată din profesori de profil din toate școlile giurgiuvene, a avut o misiune dificilă pentru că foarte mulți dintre participanți au acumulat punctaje mari. Pentru rezultatele lor, elevii au fost răsplătiți cu premii duminică în cadrul unei festivități de premiere. Bărescu Cosmin, premiul întâi. De la Colegiul Național Ion Maiorescu. Premiul al doilea, Burcea Mihai, Colegiul Național Ion Maiorescu. Și mențiune, Lungu Valentin, Colegiul Național Ion Maiorescu. Concursul interjudețean de matematică și fizică este organizat de Inspectoratul Școlar Județean, Școala numărul 4 Mihai Eminescu, Colegiul Național Ion Maiorescu și Societatea de Științe Matematice. Premiile oferite de către sponsori au constat în plachete pentru marile premii, rechizite, diplome, medalii și publicații ale gazetei matematice.